Aici, într-un grup numeros de susținători ai platformei DA, pentru că avem astăzi o misiune foarte importantă. Trebuie să prezentăm astăzi angajamentele sociale pentru politici de bunăstare și pentru combaterea sărăciei. După cum bine știți, sărăcia este mare și densă în Republica Moldova, iar angajamentul platformei de unitate și adevăr este de a reduce sărăcia printr-o stare de normalitate, care înseamnă să aducem pentru omul simplu locuri de muncă, ajutoare sociale pentru cei slabi, ajutoare pentru cei care așteaptă din partea statului mai multă asistență, servicii sociale și dezvoltare comunitară, sănătate publică și incluziune. Deși suntem un popor harnic, talentat, creativ și săritor la nevoie, sărăcia și injustiția ne omoară oamenii, ne gonește copiii de acasă. Pentru mulți, în Europa, Republica Moldova este sinonimul cu sărăcia, cu corupția și oameni deznădăjduiți care se îmbulzesc pe la piețele improvizate în căutarea unui loc de muncă pe la Roma, pe la Bologna, pe la Paris sau alte halte ale exodului săracilor din Moldova. Iar acasă, în Moldova, circa 23% din populație se găsește într-o stare de sărăcie absolută, conform datelor Biroului Național de Statistică. Sărăcia, cu siguranță, în Republica Moldova are viză de reședință la sat. Rata sărăciei la sat este de 31,6% față de 10,6% în mediul urban. Și cei mai săraci oameni dintre noi sunt oamenii cu educație redusă. Educația este pentru toată lumea o șansă în plus de a scădea sărăcia extremă, de la 5,2% în cazul gospodăriilor cu studii superioare până la 48,5% pentru gospodăriile unde capul familiei este fără studii. Sărăcia afectează puternic oamenii și concetățenii, compatrioții noștri. Și din cauza sărăciei, populația emigrează din Republica Moldova, Republica Moldova fiind pe primele locuri din lume la rata de emigrație. Sărăcia este generată de discriminare, de lipsa locurilor de muncă, de injustiție, de corupție, de ruinarea industriilor tradiționale, dar la temelia tuturor eșecurilor stă proasta guvernare. Dar sărăcia nu e o fatalitate, nu e un accident istoric, este o dramă cauzată de guvernanți prin deciziile lor proaste și aceste greșeli fatale pot fi îndreptate. Când 1% din populație deține circa 30% din avuția națională în Republica Moldova, avem obligația de a interveni. Avem nevoie de politici de bunăstare, de echitate și nu de egalitarism. E timpul să punem capăt acestui dezastru demografic, social și economic prin politici de bunăstare, prin economie socială și scoatere din sărăcie absolută, extremă, a sute de mii de oameni acestui pământ ajunși la sărăcie extremă. Statul în care vrem să trăim este acela în care oricine poate avea acces la bunăstare. Fiecare dintre noi va ajunge odată și odată la o vârstă în care va avea nevoie de asistență prin politici de solidaritate. Politicile de bunăstare pe care le anunță astăzi Platforma de Unitate și Adevăr ne va face cu siguranță mai buni, mai încrezători, mai mândri, mai puțin vulnerabili, social, economic și cultural la provocările acestei tranziții dureroase. Soluțiile Platformei de Unitate și Adevăr pentru dimensiunea socială conține beneficii sociale urgente, clasice, pensii, salarii, ajutoare targetate, dar și instrumente noi, inovatoare, despre care vom vorbi cu acest prilej. Îl invit pe domnul Dorin Vaculovski, profesor, conferențiar universitar la Academia de Studii Economice, să ne vorbească despre coșul minim, coșul de consum și angajamentele pe care ne le vom asuma pentru a îndrepta starea lucrurilor din această dimensiune. Bună ziua! Stimați colegi, oameni buni! După cum s-a menționat, principalul flagel al Republicii Moldova este sărăcia, care trebuie combătută. Iar ultimele calcule care s-au făcut anul trecut datorită implementării noii metodologii de calcul a nivelului sărăciei a arătat o fațetă reală a sărăciei care indică 25% rata sărăciei, în mediul rural 32%, dacă luăm zona de sud, în general 40%. Dar dacă vorbim despre studiile sociologice, despre aprecierea subiectivă a oamenilor de a fi sau de a nu fi săraci, 2/3 din populație se consideră săraci. De ce lucrul ăsta se întâmplă? Se întâmplă de ce cu mai mult de 1/3 din populația Republicii Moldova se află peste hotare, care au văzut alte standarde de viață, un alt nivel al bunăstării, al calității vieții
Și din punctul ăsta de vedere, ei nu pot accepta deja acele standarde care există în Republica Moldova. Dacă vorbim în general despre combaterea sărăciei din Republica Moldova, noi trebuie să punem accentul nu doar pe creștere veniturilor a persoanelor vulnerabile, noi trebuie să punem accentul și pe servicii sociale de calitate, diversificarea acestor servicii care să fie și mai eficiente. Noi vorbim în cazul de față și despre infrastructură sau o calitate mai ridicată a serviciilor publice. Noi vorbim în cazul de față despre o dezvoltare comunitară care va avea capacitatea de a păstra potențialul uman în localități, ca să nu fugă mai departe unde vor găsi standarde mai bune de viață. Standardele mai bune de viață pot fi găsite chiar la noi, trebuie create. Cum? Prin crearea de noi locuri de muncă. Când vorbim despre crearea de noi locuri de muncă, noi vorbim despre locuri de muncă atractive, eficiente, flexibile, adică niște locuri de muncă nu tradiționale, societății industriale, dar unor noi exigențe a societății informaționale, a societății post-industriale, mai puțin axate pe dezvoltarea agriculturii, mai mult pe industrializare, pe informatizare, pe capital uman. Eu cred că aceste căi, aceste soluții vor contribui realmente la soluționarea problemei combaterii sărăciei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vakulovski. Noi avem niște linii foarte clare a acestui scenariu în care vom prezenta angajamentele noastre. O să o invităm acum la acest microfon pe doamna Stella Macari, care are o viziune foarte clară asupra priorităților imediate pe care trebuie să avem pe domeniul de bunăstare. Stimați cetățeni, pe toți ne doare că Republica Moldova rămâne fără oameni. La începutul anilor 90, populația țării noastre număra aproximativ 4,5 milioane. Astăzi, acest număr s-a redus semnificativ, încât nici măcar autoritățile nu pot să ne spună exact câți cetățeni au rămas în țara noastră. Conform unor prognoze pesimiste, dacă lucrurile nu vor fi schimbate și dacă sporul natural până în 2050 va păstra aceleași indicatori ca în ultimii ani, și dacă nivelul migrației va rămâne același, atunci doar în 30 de ani riscăm să mai pierdem 1 milion de cetățeni. Tinerii pleacă și rămân doar bătrânii. Dacă nu vor fi întreprinse măsuri radicale și urgente, atunci riscăm ca Republica Moldova în scurt timp să se confrunte cu grave probleme demografice. Acest lucru va afecta în mod direct economia, reducând perspectivele de dezvoltare economică a țării, poate înrăutăți inclusiv și situația socială și va conduce inevitabil la sărăcirea populației și intrarea într-o spirală de degradare continuă. Toate aceste cifre alarmante ne obligă să acționăm rapid, responsabil și proactiv. Din această perspectivă, Republica Moldova are nevoie de politici sustenabile pentru redresarea demografică, pentru creșterea natalității și pentru stoparea exodului masiv al cetățenilor. Platforma DA propune un program național pentru dezvoltarea capitalului uman al Republicii Moldova 2021-2040, proces care va fi unul participativ, angajant, transpartinic, un program finanțat din bugetul de stat, prin atragerea suportului financiar extrem, granturi și credite, în special din partea Uniunii Europene, contribuția voluntară a cetățenilor, inclusiv din diasporă, precum și a mediului de afaceri. Vom pleda pentru includerea prioritară a problemelor legate de familie, copii, tineri, demografie în documentele de politici și agendele de dezvoltare, astfel încât aceste subiecte să fie abordate la nivel național, local și sectorial. Vom dubla indemnizațiile pentru nașterea și creșterea copiilor până la 3 ani și vom susține femeile care se întorc la locul de muncă după ce au născut, inclusiv prin crearea unor creșe la angajator, suport familiilor în educarea copiilor, reducerea cheltuielilor pentru creșterea și educarea copiilor, organizarea taberelor de vară pentru un număr cât mai mare de copii și sporirea accesului la educație non-formală. Facilitarea accesului familiilor tinere cu copii și tinerilor la procurarea unei locuințe prin
contractarea de credite ipotecare garantate parțial de stat, politici de susținere a tinerilor, introducerea stagiilor de practică plătite în scopul de a facilita trecerea tinerilor de la sistemul educațional către câmpul de muncă, introducerea de facilități fiscale pentru tinerii recent angajați în câmpul de muncă, politici de creștere a speranței de viață, acțiuni de promovare al unui mod sănătos de viață, acces sporit la săli de sport, în special pentru tineri și familiile acestora, promovarea sportului ca mod sănătos de viață, politici de combatere și prevenire a îmbolnăvirilor în care sănătatea populației va fi o prioritate națională, program de susținere a antreprenoriatului social, facilități fiscale pentru întreprinderile sociale, stimulente economice pentru angajatorii care angajează persoanele din grupurile social vulnerabile, accesibilitate, dotare și asigurare pentru persoanele cu dizabilități, politici de prevenire a plecării cadrelor calificate, acțiuni și programe de stimulare a reîntoarcerii cetățenilor Republicii Moldova, de valorificarea potențialului uman al diasporii ca o precondiție necesară pentru reformele fundamentale pe care trebuie cu toții să ni le asumăm. Mulțumim frumos, Stella. În continuare o să rugăm pe domnul Liviu Vov. Este deputatul care a avut o prestanță proactivă, permanentă, mai ales în perioada pandemiei, ținând sub control public instituțiile care veghează la sănătatea publică și la cheltuirea banilor care sunt atât de necesari pe domeniul sănătății și a protecției sociale. Stimați cetățeni, noi, cei din platforma DA, am fost primii în efortul sincer și altruist în lupta pentru dreptate. Suntem cei care am muncit cel mai mult în Parlamentul Republicii Moldova. Platforma DA are cele mai multe inițiative legislative și cea mai largă acoperire de comunicare cu cetățenii, indiferent de statutul lor social sau viziune politică. Noi suntem cei care am înțeles cu adevărat care sunt problemele reale ale cetățenilor, deoarece le-am trăit, le-am suferit împreună. Am muncit pentru a le rezolva. Și asta o spunem nu doar noi, dar și statisticile oficiale din Parlament. Cu regret, stimați cetățeni, una din cele mai mari cumpene duse de neamul nostru în acest stat este tratarea în cel mai josnic mod a persoanelor cu dizabilități și înietate. Căci nu poate fi civilizație și bun simț dacă noi uităm și lăsăm în stradă abandonați pe cei nevoiași, care nu au capacitatea de a avea grijă de ei înșiși. Majoritatea celor care au muncit pentru noi, părinți și bunei, au fost abandonați de stat. Iar unica speranță a lor sunt copiii, care încă mai au grijă din diaspora mare de cei de acasă. Acești bunei și părinți nu sunt a vecinului bun sau a celui rău, a prietenului sau a dușmanului. Ei sunt moștenirea noastră și grija față de ei este grija față de viitor. Acești oameni nu simt susținerea statului sau a rudelor apropiate, așa cum le este cuvenit, dar au luptat și au muncit pentru patrie și pământul nostru. Persoanele de vârstă a treia, care necesită asistență medicală, îngrijire, medicamente, au fost lăsați să se descurce cum pot. Și nu poate fi mai mare crimă pe pământ decât să-ți abandonezi părinții care ți-au făurit viitorul, care te-au încălzit în casa părintească. Am discutat cu sute de bătrâni și la fiecare din ei, cauzele nevoilor, din păcate, sunt aceleași. Cert este că statul trebuie să vină cu măsuri de protecție, siguranță și susținerea persoanelor în vârstă și cu dizabilități, astfel că ei să-și poată trăi viața în liniște, sănătoși și alături de cei dragi. În viitorul Parlament, platforma DA se angajează să modifice sistemul actual de pensii și de protecție a pensionarilor pentru a asigura o viață decentă, și anume, majorarea în prima etapă a pensiei minime până la nivelul coșului minim de existență pentru un pensionar. Până la finalul mandatului, ne angajăm să dezvoltăm mecanismele necesare în vederea majorării pensiei minime până la 3.000 de lei. În următorul legislativ, ne angajăm
să dezvoltăm servicii de plasament de zi în raioane și localități rurale, unde persoanele vârstnice să poată socializa între ele în liniște, să aibă posibilitatea să primească un prânz cald, să le fie monitorizată sănătatea și să primească îngrijiri medicale la necesitate. O prioritate a platformei DA în viitorul Parlament va fi asigurarea din partea statului cu servicii și medicamente absolut gratuite pentru pensionari. Ori medicamentele, care sunt extrem de necesare pensionarilor, reprezintă cea mai mare provară financiară pentru ei. În sensul dat, va fi elaborată o reformă amplă a susținerii pensionarilor în Republica Moldova. Stimați cetățeni, noi știm ce avem de făcut. Noi avem un program de țară cum să eradicăm sărăcia, cum să susținem persoanele în vârstă, cum să susținem tinerele familii. Este important ca pe 11 iulie cu toții să ieșim la vot și să dați un vot de încredere platformei DA. Mulțumesc! Cu această ocazie aș dori să spun că suntem foarte bucuroși să o avem alături de noi pe doamna Rodica Grama, unul din străluciții experți internaționali pe domeniul sănătății. Fiind alături de noi, am rugat-o pe doamna Rodica Grama să revenim asupra angajamentului pe sănătate, care este o dimensiune extraordinar de importantă pentru viitorul acestei țări, pentru viitorul populației și pentru prioritățile viitorului guvern pro-european, național și cu capacități de plină. Mulțumesc! Stimați cetățeni, frecvent sunt întrebată care este problema prioritară a sistemului sănătății. Lipsa de bani? Nu doar. Este vorba despre lipsa de atitudine, lipsa de implicare și voință politică a celor care ar trebui să înțeleagă problemele de sănătate a acestui popor și să înțeleagă cum să le rezolve. Este deja o normă să tot vorbim că avem o populație bolnavă, supărată, nemulțumită și că avem lucrători medicali care pleacă și iarăși supărați și nemulțumiți. An la rând, sistemul sănătății a devenit locul unor lupturi inutile și interese politice care scadă încrederea și imaginea acestui domeniu. Avem nevoie de persoane care să le pese de sănătatea acestui popor. Persoane cu demnitate, suficient curaj și verticalitate pentru a aduce schimbarea așteptată mai mult de populație și tot atât de mult de către lucrătorii medicali. Anume din aceste considerente, platforma DA își propune să continue promovarea inițiativelor legislative importante pentru dezvoltarea sistemului de sănătate și anume bazându-se pe trei direcții principale. În primul rând vorbim despre fortificarea sistemului sănătății, ceea ce ar însemna creșterea treptată a acelor investiții în programele de sănătate care astăzi sunt acoperite parțial. Asigurarea cu medicamente calitative, asigurarea cu servicii calitative și infrastructura adecvată a sistemului sănătății. Accentul pe calitatea asistenței medicale prestate în toate instituțiile țării, fără discriminare, atât cele din orașe, cât și cele la nivel rural. Promovarea digitalizării serviciilor de sănătate, adică acelor servicii prin care fiecare persoană ar putea să meargă de la o instituție medicală la alta fără să se piardă în hârtii, hârtiuțe și dosare. O a doua prioritate este sănătatea pentru toți, ceea ce ar însemna o creștere a accesului acestui popor la servicii de sănătate necesare, atât pentru diagnosticarea unor maladii, cât și pentru tratamentul lor. Astăzi, cu regret, pentru cei care trăiesc cu cât mai departe de oraș, cu cât mai departe de capitală, cu atât mai puține șanse sunt de a avea acces la aceste servicii. Dezvoltarea cadrului normativ necesar pentru implementarea asigurărilor complementare de sănătate și creșterea ponderii fondurilor private capabile să cofinanțeze serviciile medicale, astfel ca să oferim asistență medicală echitabilă pentru toate păturile societății. Și cea de-a treia prioritate este protejarea cadrelor medicale, anume dezvoltarea acelor mecanisme adecvate, atractive pentru cadrele medicale ca să meargă în fiecare instituție medicală. Astăzi noi avem o acoperire foarte slabă, uneori nici până la 50% de specialiști în diferite domenii, în diferite localități și în diferite instituții. Deci este foarte necesar de a ne gândi cum putem să facem ca acel specialist să ajungă în fiecare raion, în fiecare sat. Iar pentru aceasta ne trebuie
atitudine, ne trebuie voință. La fel este foarte important de a dezvolta cadrul normativ pentru a proteja atât pacientul, cât și lucrătorul medical în relația în care poate interveni o greșeală, atunci când vorbim despre malpraxis, atunci când vorbim despre erori. Fiindcă an la rândul s-a vorbit, s-a promis, dar nu s-a făcut nimic. Și astăzi avem atât lucrători medicali neprotejați, cât și pacienții care nu știu unde se pot adresa, cum pot fi protejați și fi în siguranță că vor fi cumva compensați pentru prejudiciile aduse. Și, nu în ultimul rând, vorbim despre acel cadru legislativ prin care s-ar promova anumite facilități pentru cadrele medicale, fie prin reducerea vârstei pensionare, fie prin anumite facilități de facturare. Dar noi trebuie să ne protejăm acest tezaur, acest fond de aur al acestei țări, fără care suntem sortiți pe irii. Sunt convinsă că anume în echipa platformei DA sunt acei oameni care își vor asuma aceste responsabilități și le vor duce până la capăt. Mulțumesc foarte mult, doamna Rodica Grama. Eram cât pe ce să spun că suntem blagosloviți de o priză de vânt proaspăt, astfel încât să mai potolească din izolația la care ne expunem. Dar am decis să fim în fața acestui minister care cumulează două instituții de bază, Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, pentru că acest ministere trebuie să fie transformate. Ele trebuie să servească interesului public, ele trebuie să fie mult mai vigilente cu banii pe care gestionează și ele trebuie să fie aduse la condiția de elaborare de politici publice la nevoile populației. Să știți că colegii mei deja au evidențiat prioritățile noastre centrale, dar aș vrea la sfârșit, mulțumind foarte mult colegilor noștri din teritoriu, din afara Chișinăului, cei care s-au asociat la acest efort temerar, de a spune care este roadmap-ul, foaia noastră de parcurs pentru politici virtuoase în domeniul bunăstării publice, că imediat ce va fi instalat un nou guvern pro-european, național, efectiv, cu puteri depline, vom ratifica Convenția Internațională cu privire la garanțiile sociale, vom depune maximum de eforturi pentru ca pensia minimă să depășească coșul minim de consum, să ajungă la 3.000 de lei în următorii 2 ani de zile, vom asigura stimulente economice antreprenoriatului social la deschiderea de noi locuri de muncă, vom promova conceptul veniturilor minime de incluziune, astfel ca oamenii să treacă de la sistemul de asistență la angajare de plină ori parțială, să nu se ferească de căutare de locuri de muncă, să fie încurajați de stat. Vom adapta legislația muncii din Republica Moldova la contractele multiflexibile, nenormate, încheiate individual între angajatori și angajați. Vom asigura creșterea salariului minim în următorii 2 ani de zile la 16.000 de lei. Vom adopta un program național de dezvoltare a capitalului uman, ceea ce ar trebui să protejeze bogăția națională, oamenii din această țară. Vom dubla indemnizațiile la nașterea și creșterea copiilor până la 3 ani. Vom deschide creșe, oferind sprijin familiilor tinere în procesul școlar. Vom asigura programe de stat cu facilități la procurarea primei locuințe prin credite ipotecare oferite tinerilor familii. Vom dezvolta proiecte de reabilitare a infrastructurii sociale la nivel comunitar, prin investiții în drumuri de calitate, prin renovarea centrelor sociale, culturale și educative, cu accent sporit pe reabilitarea micilor orașe și a satelor moldovenești în care să vrei să trăiești. Vom adopta o politică statului de ținere sub control a prețurilor galopante la produsele sociale de bază, monitorizând și verificând formarea prețurilor la cele mai importante mărfuri de consum. Vom susține acea politică social activă pe care o așteaptă antreprenoriatul. Vom promova politici de asigurare pensionarilor cu servicii și medicamente gratuite. Vom reforma și întări sistemul serviciilor sociale oferite persoanelor în etate. Vom promova, în sfârșit, politici de creștere a speranței de viață, promovarea modului sănătos de viață. Investiții în recrearea și practicarea sportului de amatori. Sănătatea populației este, cu siguranță, o prioritate numără zero pentru platforma DA și numeroșii săi susținători din toate raioanele și localitățile Republicii Moldova. Vă mulțumesc, colegi, și cred că fapta bună ne adună. Fapta bună ne adună. Fapta bună ne adună. Fapta bună ne adună. Cei care sunt interesați de nuanțele și detaliile acestor propuneri, priorități ale programului Platforma Demnitate și Adevăr, îi invit să viziteze
votez platforma Da MD, acolo unde se află programul de guvernare al platformei de unitate și adevăr, și prioritățile etapate sau sectoriate pe fiecare din subiectele pe care noi le considerăm extrem de importante. Să trăiți sănătos și să ajungem la o viață normală pe care cu toții o merităm. Mulțumim!